La data de 3 ianuarie, polițiști din cadrul poliției orașului Bumbești-Jiu a depistat în trafic și a oprit pentru control un bărbat de 49 de ani din municipiul Târgu Jiu, în timp ce conducea un autoturism pe DN66 Bumbești-Jiu, având permisul de conducere reținut. În cauză, polițiștii au întocmit dosar penal sub aspectul săvârșirii infracțiunii de conducere a unui autovehicul pe drumurile publice de către o persoană care nu posedă acest drept. Polițiști din cadrul poliției orașului Bumbești-Jiu au depistat în trafic un bărbat în vârstă de 49 de ani din municipiul Târgu Jiu, în timp ce conducea un autovehicul pe DN66 Bumbești-Jiu, având permisul de conducere reținut. În cauză, polițiștii au întocmit dosar penal în care se efectuează cercetări sub aspectul săvârșirii infracțiunii de conducere a unui autovehicul pe drumurile publice de către o persoană care nu posedă acest drept.